În România, în ultimele 24 de ore, au fost 2844 de cazuri noi de COVID-19 din 8700 de teste efectuate. Rata de pozitivare ajunge astfel la 32,6%. De asemenea, alți 79 de români au murit din cauza infecției cu coronavirus, în timp ce la terapie intensivă sunt 823 de pacienți. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 212500 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 152.000 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 6470 de persoane diagnosticate cu infecție de COVID-19 au decedat. După București și județele Alba, Cluj, Harghita și județul Timiș intră în scenariul roșu după ce a depășit 3 infectări la 1000 de locuitori.